Mii de romano-catolici au intrat în Săptămâna Mare. Pe 27 martie, aceștia vor sărbători învierea, cea mai mare sărbătoare a creștinătății. Săptămâna Mare este una deosebită. Astăzi începem Săptămâna Mare, săptămâna cea mai sfântă din an, în care retrăim ultimele momente din viața lui Isus. Joi vom celebra Cina Domnului, în care ne vom aduce aminte de momentul când Isus a stat la masă cu ucenicii săi. Apoi, în Vinerea Sfântă, vom medita la suferința lui Isus, care a fost răstignit pe cruce și apoi a murit. Sâmbătă este o zi de tăcere, o zi de liniște, deoarece Isus este în mormânt și cu toții căutăm să păstrăm această tăcere și în inima noastră. Toată această săptămână sfântă, culminează cu liturghia din Noaptea Învierii, care aici la Iași va avea loc la ora 23, și atunci culminează această așteptare și această pregătire. Credința noastră nu este fără rost, ci își găsește împlinirea în învierea lui Isus. Înainte de a intra în Săptămâna Mare, romano-catolicii au sărbătorit floriile. La catedrala din centrul orașului a ajuns și monseniorul Miguel Buendia, trimisul Sfântului Papă să supravegheze activitățile bisericilor catolice din România și Republica Moldova. Preasfințitul Petru Gherghel a vorbit despre semnificația floriilor. Celebrăm floriile, Duminica Floriilor, Duminica intrării lui Iisus în Ierusalim, primit de către cei care îl cunoșteau, lumea întreagă, cu acele cuvinte: Osana, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Este un moment cu totul particular când noi celebrăm acest adevăr. Sigur că începe o săptămână minunată, o săptămână sfântă, în care noi ne pregătim pentru a-L întâlni pe Iisus înviat din morți. Oamenii veniți la biserică spun că se roagă pentru liniște, pace și sănătate. Gânduri buni de sănătate, de înțelegere, pace în casă, liniște și să fim mai curați, mai îngăduitori cu cei din jurul nostru. Pentru iertare, pentru iertarea sufletului, pentru îngrijire, pentru sănătate, pentru bucurii, pentru liniște mai mult. Prima parte a slujbei a fost dedicată sfințirii ramurelor de salcie și a celor prezenți la slujbă. Dumnezeule atotputernic și veșnic, sfințește cu binecuvântarea ta aceste ramuri, pentru ca noi, care îl rugăm cu bucurie Părintele Hristos, să putem ajunge la Ierusalimul cel veșnic, prin El, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Romano-catolicii sărbătoresc în acest an Paștele pe 27 martie. Creștinii ortodoxi abia au intrat în post. Ei vor spune: Hristos a înviat pe data de 1 mai.